Blaze este disperat și este determinat să lupte pentru totemul de imunitate. Șansele sunt egale pentru toți, așteptăm să intrăm pe terenul de joc și să jucăm cu toate puterile. Vreau să-i fac praf pe toți astăzi. DLA susține că se încheie un ciclu colosal în această ultimă săptămână de Survivor și care a fost aventura vieții noastre. La cele auzite i-a luat fior și că se va încheia totul peste câteva zile. Este greu de crezut. 5 manita din tot Survivor-ul, motivația este în prim plan. Lupt și nu mă las, orice ar fi, că acesta este ultimul colan care mă poate trimite în semifinale. Vreau să bag odată colanul ăla pe capul meu. Că nu am avut niciodată colanul, nici pe echipe și nici la individuale. Sunt născut pe 4, colanul numărul 4, sper să fie al meu. Nu are nicio presiune, spune Ionuț, voi lupta ca un adevărat Survivor. Este cel mai important colan de imunitate. Îl doresc și ne vom lupta pentru el, vreau să câștig Survivor. Campionul de noapte. Intrați pe traseu contratimp, este etapa calificărilor. Primii 3 cu timpii cei mai buni merg în semifinala nopții. Cei de pe locul 4 și 5 se bat pentru sferturi. Învingătorul dintre ei merge și se întâlnește cu primul timp. Mergem mai departe cu extremele, concurentul 2 de luptă cu 3-ul. Apoi semifinalele. Iar apoi în finală. Și vom ști. Și vom lupta pentru finală, Delea nu a ajuns până în finala sferturilor, dar luptați și vom vedea cel mai bun luptător. Ziua a patra de confruntări individuale. Pe lângă lupta acerbă pentru colanul de imunitate, va fi și o recompensă pentru campionul serii. Are posibilitatea de a se deplasa cu pașaportul la purtător și se duce la aeroport, cu un avion privat. Pe insula Curaçao. Cu încă 2 concurenți pe care îi alege. Ionuț de pe topogan plonjează în apă, iasă pe ponton, trece printr-un obstacol, ajunge la puzzle. Care închipuie forma stilizată a unui crap. Ajunge la final, trage de un ansamblu și începe să culiseze să dea cu pucurile sacada la sol, mingea și piramida. Cronometrul se oprește la 1 minut. 44 de secunde și 25 de sutimi. Elena este a doua care intră pe traseu. Contratimp. Coboară de pe topogan, iasă pe ponton, apoi tunelul de plasă, puzzle-ul și apoi la inel trage de cordelin și apoi pe o punte rabatabilă, apoi saltul de pe PAIE. Sunt 3 obiecte paralipipedice, mingea și piesa triunghiulară. Timpul lui Elena este de 2 minute 44 de secunde și 30 de sutimi. Al treilea concurent este Blaze, urca pe topogan, intră în apă, apoi prin tunelul de plasă ajunge la puzzle, așează piesele, ajunge la inel, deplasează acea punte rabatabilă. Ajunge la postament. Lovește mingea, iar timpul lui este de 1 minut 42 de secunde și 35 de sutimi. Îl clasează pe Blaze pe poziția 1. Alex Delea este cel de-al patrulea care intră pe traseu. Saritura lui de la intră în apă, apoi la pazal, apoi pe niște scări, pe sub obstacol și peste baloți de pe AIE, ajunge la final. Timpul lui de la este de 1 minut 45 de secunde și 95 de sutimi. Urcă pe locul 3. Al cincilea concurent este Nedelcu, la puzzle, iar apoi la scări, mai apoi la baloți de pe AIE care sare peste ei și apoi la scripeți. Timpul lui Nedelcu este de 2 minute 6 secunde și 12 sutimi, urcă pe locul 4. Etapa calificărilor și cel mai bun timp este Blaze pe locul 1. Ionuț pe al doilea loc și Alex Delea este al treilea. Merg în semifinale și așteptați pe învingătorul duelului dintre Nedelcu și Elena. Iar în semifinală joacă Blaze cu învingătorul dintre Elena și Nedelcu. Și Ionuț și Delea în celălalt duel. Veți juca până ajunge unul dintre voi la 2. Deci pot fi 2 sau 3 manșe. Și jucați pentru colanul de imunitate și campionul nopții. Și al jocului de recompensă.
Pentru a afla și alte informații din celelalte meciuri de astăzi, ai în primul comentariu, la acest video, link către alt video, intră acolo să vezi ce s-a întâmplat pe teren, dar și certurile concurenților. Dacă mai vrei informații, lasă un like și abonează-te. Mulțumesc!